Salut, Dane! Salut, Fane! Tot aici la masuța de... Vă salutăm și pe voi și bine ați venit pe Fane și Câinii. Uite, mă aflu la Dan aici să discutăm o problemă. Mi-a povestit el că el a avut foarte mulți câini. Ăla și... cu poiar de lene, spun la Amstaff, Pitbull, Doberman, toate arătările, cum să zic așa. Ghilimele, n-am nicio treabă cu rasele astea. Le-am avut, le-am experimentat. Păi, și conform experienței tale, hai să tragem o concluzie pentru paza curții. Ce câine a fost mai bun? Bănuiesc că o să zici Ciobănescu, da, Corb. Da, nici nu se pune în discuție, Fane, începând de la început cu acest lucru, pentru că am avut foarte... Tot zice, băi, face drege pitbull-ul și astea. Uite, spre exemplu, când ai avut Amstaff, cum reacționa în curte? No, mut, tăcut. Plus de asta nu ți apără curtea, când scăpa direct în găini era. Deci mânca găini. Mânca găini de, să nu le văd. Deci asta una la mână. A doua la mână, dacă intra cineva pe poartă, ce reacție? Nu zicea nimic. Nimic? Am avut chiar, ținem aici ziua legat să-l am, să comunic cu el, știi că trebuie să ai o socializare. Cum da. Cu nimic. A, întrezeam cu străinul, îmi bătea în ușă, el nimic. Deci, în schimb, într-adevăr, când simte pericol, începe și el să facă. A venit cineva neinvitat într-o noapte, da, noaptea a început să latre și lătrașii. Deci când simte pericolul și el atacă, dar nu e bun de pază, adică nu ne trebuie să ne dea de veste, să facă urât, să sperie oamenii prin atitudine. Da, ideea e paza ce înseamnă, nu numai să nu lase pe nimeni în curte și să-ți dea și de veste pe un lătrat. Să știi, bă, e cu tărică la poartă, hai să-i mă duc să-i deschid. Cum face el ca toate alea, cum e mai să aruncă pe gar și aia, păi știi clar că, băi, e nepericulos în curtea aia, nu ne apropiem. Da. Așa ceva, știi, să... prin la... atitudinea lui. Deci, nu știu. La zis. Mâncare cum era? Pretențios? Amstaff-ul? Nu pretențios, dar mânca mult mai mult decât un ciobănesc corp. Deci fiind mai mic, totuși fiind mânca mai mult. Da, cel mai mult am avut Doberman. Și Doberman de la canisă, nu să zic că ai avut o corcitură, da. Da. Cu pedigree tot, foarte mult, tot la fel. Mânca de pleznea pământul. Slab, iarna nu s-a acomodat deloc. A trebuit să-l dau din motivul ăsta l-am dat, deci, pentru că iarna slăbea foarte, foarte mult. Nu puteam să-l bag. Și la frig nu era rezistentă? Deloc. Nici Amstaff-ul? Amstaff-ul, da. Amstaff-ul era mai rezistent la frig. Nu mai rezistent. În schimb, Ciobănescu corect rezistent și la frig, nu-i pretențios nici la mâncare, mănâncă și mai puțin, pază face 100%, mai mare ca toți de 3 ori. Gradul de ascultare, dacă te ascult, să nu strice ceva sau când te rățuiai la el, să tot, zic, sau... Tot corbi. Tot corbul e mai ascultător, da, nu? Nu te ascultă. A, că intra în găini, puteai să nu mai să-l tragi, să ai... Amstaff-ul? Da, nu. Dar Dobermanul? Dobermanul nu avea într-adevăr treabă cu găini, era liniște la capitolul ăsta, dar... Da, asta nu mi-a plăcut. Într-adevăr, Dobermanul, când intra cineva în curte, lătra. M-a anunțat. Deci ăla făcea pază binișor. Făcea pază, dar te duceai la el în cușcă, îl luai de gât să juca străinii cu el. Să juca străinii da, cu el? Da, deci nu era câine de mare bază. Plus de asta, sensibil, Fane, pentru condițiile noastre. Sensibil, nu-i câine noi, nu-i câine noi la curte. Noi îl ciobănesc acolo, mai rezistem mai. Dar ia spune-mi, copoiul ardelenescu era bun de ceva? Pentru tot curte. Așa, ceva pază făcea, dar foarte, foarte slab pe animale. Mi-a mâncat iepuri, rațe, a sărit pe capre și crescut de mic între ele. Aici l-a fost crescut de mic odată. Ia auzi, băi, frate, n-am știut. Încercam mai multe rase, dar nu fani. Și bineînțeles, rasa mea de suflet, bișonul. Îl avem aici, bișonul. Nu pot să mă despart. Ăsta nu face pază, dar face... Face giumbujlucu, ce drag de el. Da, vine cineva, nu, ce drag de el. Deci merg pe bișon și pe ciobănescu. Da, asta două rase puternici. Da. Apropiate ca... Da, să nu scape ciobănescu corp pe bișon, că iese prăpăt. Da? Da, Maia nu... Ba, pentru că sunt femele. Femele nu se acceptă foarte bine și... Deci trebuie să-i scoți separat în... Separat, da. Ei stă liber toată ziua bișonii, Maia 2-3 ore când îi dau eu sau cât am timp, seara.
Rest în paddock. Rest în paddock acum. Da, 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 da. Sunt acum... mulțumit de Ciobănescu cu corbă ăsta, fanii, o rasă super. Bineînțeles, cred că și Bucovina o mulțumea aproape la fel, să zic, dacă aveam, dar nu sunt, nu-mi place culoarea, sincer. Asta e la Bucovina. În rest, așa, pe aspectele, nu vorbim de aia moloșii aia care sunt spre San Bernard, nu vorbim. Zic de Ciobănescu de Bucovina. Deci ce-ți place negru. Da, negru, asta corbul e. Negru, logic. Corb alb mai rar. Și la început eram în dobiu, nu știam ce să iau, ori corb, ori Bucovina. Și a fost o întâmplare, dar a avut Georgică pâine, corb, mi-a dat-o pe Maia și că acum creșteam Bucovina și eram cu Bucovina cu steagul sus, sunt sigur la asta. Da, da, da. Da, asta e, m-am atașat de rasa asta, am văzut că... Și acum Aron o să fie viitorul, pe, viitorul soț, ca să zic așa, da, al da. Maiei. Deci la anul, pe vremea asta... Da, la anul, pe vremea asta, putem să fie și prima montă de Maia și Aron. Aron face un an și jumate mai mult, deci e, eu zic că la un an jumate e ok pentru montă. Da, da. Să fie sănătos, să mulțumim de el, ai văzut și tu ce poate. Da, da, da. La o vârstă fragedă. Eu nu vreau să-mi închipui peste 3-4 luni, cred că e jale cu el. Față de asta, dacă ați observat, întinde de lanț. Deci de la vârsta asta se duce cu totul, adică nu are nicio teamă. Să zici că stă puțin, lanțul stă, întinde de lanț. La maxim. Da, eu da, da, am văzut, am văzut. Potențial, un câine care mă ascultă. Da, să zic, ciobănescul corb. Și cred că nu doar al meu este așa, majoritatea ciobăneșilor corbi sunt așa ascultători. Într-adevăr, am văzut și ciobănești corbi foarte slab pentru pas. Foarte, foarte slab, nu pot să zic. M-am uitat, nu dau nume unde am văzut un clip pe YouTube. Chiar vorbea cu Georgic într-o seară. Da. A fost la o stână, cineva. Și era, nu era nici o baie pe acolo, nu știu unde era și... Alo, salut! Așa stăteau toți ciobănești, și corbi eram, și carpatii, dormeau. Abia dacă s-a ridicat unul să uite spre străin. Asta ori mai aș vedea, de, ca și cum într-o nepăsare totală. Nu știu, că mai zic, băi, nu sunt hrăniți, nu sunt. Băi, dacă are în sânge și are aia, uite, lumaia, nu-i dau de mâncare. Două zile, să zic. Cât e ea de flămândă, tu nu poți să te apropii fane de ea acum. Ipotetic. Că, ipotetic. Na, în realitate îi dai, ca lumea. Normal, vorbim de da, da, am înțeles. Da, și nu e. Dacă nu e sângele câinilor să fie cu pază cu astea, poți să-i faci cu ce vrei. Așa că eu la rasa asta am găsit, bine, mi-am ales și liniile, mi-am selectat. Da, da, da. Zic așa. În principiu, de asta am renunțat, fane, la rasele acestea. Pitbull, Mopsaf, Doberman, Coboi și ce-am avut, am renunțat pentru că nu făceau pază. Îi țineai degeaba în curte. Da, să zic înțeles. Așa, adică aici ai nevoie și tu să simți, băi, să simți și tu când dai drumul la un câine, saltă inima în tine când vezi că rupe o ia la fugă, face pază, trece... Să aibă toate calitățile. Sincer. Da. Într-adevăr. Vrem și aspect, căutăm și aspect să fie frumos, să nu luăm de aia de 20 kg. Da, da, da. Pentru că da. Aia nici nu scor, pot să zic așa, că până la urmă. Și mai e și pe partea asta la altă. Degeaba e agresivitate dacă nu e fizic. Băi, Dane. Așa e un maidanez de la Tomberon și îl crești și îl faci mare și poate iese agresiv. E agresiv, da. Băi, ce vreau să zic, bă, asta e realitatea, nu ne plac, bă, corbeia de... 55-60 de centimetri. Da. Nu ne plac, nu. Iar dacă sunt agresivi. Dacă îl pui la un Tomberon, nu e nicio diferență între un maidanez și ciobănesc cu corb de 50 de centimetri. Iar am văzut, a fost o expoziție acum de curând, zona Rugărului sau ceva de genul și prezentatorul sau cine era, spunea și să plângea, să zic așa, că e foarte greu cu acești ciobănești, deoarece nu se mai caută deloc. Majoritatea fiind niște câini mici și fără atitudine, cu coada între picioare pe acolo, n-avea nicio treabă, da, cu paza, da. Cu nimic, să se vadă pe ei ceva. Păi cum să se caute, domne, când fizicul e cum e, paza e spre zero,
Băi, poate să fie și diavolul tasmanian, dacă e mic. Da. Nu, pe mine unul nu mă impresionează, un câine de 45-50 de centimetri, poate să fie și diavolul tasmanian de rău. Nu mă impresionează, nu știu. Iau și ei undeva la 70 masculi, da? Tot sunt mici, un mascul pentru 70 de centimetri și care nu e gros pe picioare, pe bot, pe astea. Da, și e vorba de să-ți placă ție fizicul ăla mare, impozant. Să-ți placă. Voi căutăm, îl căutăm, mă, merge și pe partea mea. Degeaba e mare și te îmbiedești de el prin curte, cum a spus. Da, logică, nu nici extreme, da? Să aibă un 75 măcar, părerea mea. Și bine legat. Un mascul, da, un mascul mă refer. Înțeme și subțirei. Bine legat, picioare, da, cap. Da. Un câine care îți dă impresia de puternic, adică da. Nu ai ce să faci la asta. Asta. Merge pe românești, că românești și cei mai buni, dar puțin selecționați și puțin aceia mai viguroși, mai... Da, oameni buni. Țineți deci... rasele aproape de românesc, că e calitate, pot să zic așa. În comparație cu, chiar vorbea cu Georgică, da, și spunea, era cineva, spunea, băi, românești nu sunt buni. Hai să facem, da, Georgică, hai să facem o comparație. Cât ciobănesc lasii am văzut eu de curând? M-a văzut, a făcut el calcul 5-6. Care era agresiv? Niciunul, hai unul, puțin. Și restul, nimic nu zicea. Băi, Asia, da, facem, Asia da, la om nu e agresiv, nu. Hai să facem o comparație, făcea cu ciobănescul românesc. Cât ai văzut? Danu cățea, Georgică trei câini, din ăștia șase care i-ai văzut ultimul, vorbeam cu el. Câți buni? Românesc? Românesc, de românesc, adică Bucovina și Corb. Da. Din ultimii șase care ai văzut, câți au fost buni? Au fost din 6, 4 buni. Da, deci un procent mult mai mare către românesc. Bă, în schimb, spun sincer, la caucazian, bine, nu vorbesc de caucazianul de expoziție care e obișnuit. Nu, e fan, s-a stricat și Caucazul. Deci am văzut. Băi, am văzut agresivitate la caucazian. Am văzut la Ciprian, să apară și clipul. Am văzut la Ciprian, da. Sunt linia rusească care s-a păstrat curată, e agresivitate maximă acolo. Sunt da, buni caucazienii, părerea mea, că e o rasă bună pentru cine, dar fiind în România, crezi românesc. Pur și da, simplu și din ce am auzit, e mai echilibrat așa, adică nu necesită chiar foarte multă atenție pentru a-l avea foarte docil și echilibrat. Băi, oameni buni, vă rugăm să scrieți în comentarii și părerea voastră, nu ne supărăm, puteți să ne contrazicem, nu suntem experți acum. Dacă vă place acum, un da, staff, mergeți mai departe. Gusturile nu se discută. Și diferă fane, exemplar de exemplar, nu vorbim de rasă în parte. Individ diferă foarte mult, chiar dacă sunt din aceeași rasă. Da. Țineți cont de acest lucru. La rasă vorbim doar la modul general. La modul general. În rest, poate să fie un individ care dărâmă toate barierele și exact opus față de ce zic ăștia. De standard duraș. Ce zicem noi aici? Vă salutăm. Vă salutăm și numai bine. Ceau.